Nu mai suport să stau în casa asta. Simt că mă sufoc. Și, sincer, cred că singurul lucru care mă ajută e să vorbesc cu tine. Știi că poți să mă suni când vrei, da? Vreau să ies. Cum? Cum să fac să plec din locul ăsta? Oamenii care vă păzesc nu iau niciodată pauză? Ba da, la prânz. Îi aud cum râd în bucătărie. Păi și să nu poți să te furișezi cât timp nu sunt atenți? Poate. Păi hai, ne vedem la locul nostru. O să vii, nu? Încerc. Promit că încerc să vii să te văd. Iar eu îți promit că o să fac tot posibilul ca să fim din nou împreună. Fata mea a dispărut. Ajută-mă să o găsesc. Poftim? Sunt sigur că iar a fugit cu băiatul tău. Firește, de asta mi-a dispărut cardul. Te rog, ajută-mă. Dacă vreunul din clan pune mâna pe copiii noștri, o moară. Nu! Știi vreun loc posibil unde ar putea să se întâlnească cu fata mea? În parc lângă lac. Sunt sigură că l-am auzit pe Dragoș spunându-i la telefonul Oanei să se vadă la locul lor obișnuit din parc. Lângă lac. Okay. Dragoș! Oana! Ți-am promis că o să ne vedem din nou. Mi-a fost așa dor să te țin în brațe. Și mie. Oana, hai să mergem de aici. Unde? Uite, mergem la munte, la cabana unde am mai fost. Nu o să te las niciodată să te întorci în locul ăla. Și în ce o să trăim? O să vedem noi. Uite, momentan eu am cardul mamei. Dar știu că nu e cea mai bună idee, dar până vedem ce facem, o să avem din ce să trăim. Nu vreau să te pierd, Oana. Nu e drept, nu o să accept asta. Unde e tactul, prințesul? Ia, hai, ridică-te. Nu știu. Noi nu avem nicio treabă cu el. Ia, auzi, lasă că avem noi treabă cu tine. Ia, hai frumusețe, ridică-te un pic, hai să facem un pic de putin. Hai, ridică-te, că stau pe tine! Tu ce faci? Potolește-te. Hai, mă, băiatule, așa, vino încoace, hai. Vino încoace. Mergem așa încet la mașină, da? Băi, tu nu fă nicio șmecherie, că o fac pe asta. Dă-i drumul, te rog. Lasă-mă în pace pe Oana, pe mine mă vrei! Poți să fac ce vreți! Mai să-mi lași fata în pace, ai înțeles? Puteți să intrați. Ce o să se întâmple cu Dragoș? După ce dă declarația, e liber să plece acasă. Și oamenii ăia? Pe mine mă vor. Nu mi-aș face multe griji. Dragoș nu are nicio legătură cu cazul meu. Să mergem. Vino, Oana. Pleci? Tată, poți să vorbesc câteva momente cu Dragoș? Singură? Nu o să fiu prea departe. Te aștept la ieșire. Pleci din nou? Din păcate, totul este mai grav decât credeam. După ce tata depune mărturie, va trebui să părăsim țara. Dar unde, Oana? Unde o să plecați? Nici eu nu știu. Va trebui să mergem undeva unde să nu ne găsească.
o să ne schimbăm și numele și nu o să mai fii Oana niciodată. Ba, pentru mine o să fii mereu Oana. Cea pe care o iubesc. Nu vreau să dispar din nou. Nici eu, dar nu avem de ales. Nu e după cum vrem noi. Oana, eu te iubesc. Și eu te iubesc. Mă bucur atât de mult că te-am cunoscut, Dragoș. Noi nu o să ne mai vedem niciodată? Știu. Mi-ar plăcea să cred că într-o zi mă pot întoarce în țară, dar nu știu dacă se va putea. Dragul să nu mă uiți niciodată, fiindcă eu nu o să te uit. Oana, nu pleca, te rog. Am de ales. Dacă rămân aici, viața ta e pusă în pericol și a lor mei la fel. Nu știu ce m-aș face dacă ți s-ar întâmpla ceva. Dar o să se rezolve totul, îți promit. Și tu știi că nu e așa. Oamenii nu o să uite niciodată ce le-a făcut tata. Dragul și eu plec știind că ție nu ți se întâmplă nimic. Oana, dar eu fără tine... O parte din mine o să rămână mereu aici cu tine. Nu o să mai trăiesc prima iubire cu nimeni. Sărutăm ultima oară.